just finished seeing a wonderful production of Confessions of a Dog here in Bucharest, Romania. And I have some wonderful children here with me who were in the audience. Fără o familie și fără iubire nu poate trăi, nu poate. Mă mir cum toți câinii de pe stradă pot să trăiască. What were the special things you learned about animal welfare tonight? Ar trebui să fim responsabili. Și să și să îi adoptăm. Cinci ani, sex masculin, ochii și trupa de neconfundat, un măric adorat. Ce e caz, mă preferau așa? Era egal, atâta timp cât aveam un acoperiș deasupra capului, o mâncărică caldă și o mângâiere de vârtică era perfect. Dar pentru mine, madame, a ales. Garson. Mie mi-a plăcut totul. Mi-a plăcut așa de mult și actorii au jucat frumos. Dacă ai reveni, pentru care dintre personaje ai reveni mai mult? Pe cine ai vrea să revezi? Pe toate, pe toți. Pe nimeni în mod special? Unul dintre căței? Știu sigur că unul ți-a plăcut foarte mult. Ce spune? Garson. Așa, așa. Laica. Sigur că da. Laica este preferata mea. Este eroina neamului nostru. Ei bine, în 1957 ea avea 3 ani și este primul animal lansat în spațiu, cu Sputnik 2. Din nefericire, nu s-a mai întors. Din nefericire, cei care au contribuit la acest proiect știau din start că Sputnik 2, cu Laica cu tot, nu se va mai întoarce. După căderea Uniunii Sovietice, Oleg Gazenko, unul dintre savanții responsabili cu acest proiect, a recunoscut. Și a spus, printre altele, citesc din memorie, pe măsură ce trece timpul, îmi pare din ce în ce mai rău că s-a întâmplat așa. Ei bine, nu am învățat suficient din acest proiect atât cât să justifice moartea acestui câine. I am here with Mr. Horia Barna. He is the personal advisor to the Minister of Culture here in Romania. We've just finished watching a fantastic performance. I would like to know your feelings about what you've just seen. My feelings are very strong, so I answer in Romanian for that. Acest tip de spectacol ancoră, de spectacol care sensibilizează, mi-a mai dat o idee pentru extinderea sensibilizării și a acțiunilor concrete care trebuie făcute în sensul regional, într-un sens mai amplu. În afară de consilier al Ministrului Culturii din România,
Sunt și coordonator pentru cultură al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Lucrul ăsta, cultura întotdeauna are sensul de a mobiliza și de a sensibiliza, de a veni înainte ca un motor al dezvoltării. Și iată, cred că animalele, the Danube pets, animalele de companie ale Dunării ar putea fi un proiect regional foarte interesant, prin diverse forme de exprimare artistică, culturală, cu trimitere, așa cum spectacolul din această seară, interpretat minunat de acest grup de actori, a reușit să îmbine elemente foarte variate de cultură și arte, dovedind odată în plus că între noi și pentru noi, lumea este formată dintr-un fel de armonie în care animalele și-au locul lor și trebuie să și-l regăsească cu adevărat toate animalele. I want to thank you very much for your presence today. It means a lot to my partner organization, the Red Panda organization here. They try to do a lot with a very limited situation here. I think they've been very successful. I am happy that my organization, Animal Care Austria, has been able to give them the financial support that they've needed for this program. And I'm really looking forward to our future together in helping them make the next steps. Absolutely, and we should, and I say it in English, for everybody to understand, we all should learn to work in networks and in integrated projects, almost on everything, but on the most sensitive cases, first of all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mie mi-a plăcut de absolut toată lumea, totul a fost minunat, nu pot să spun cât de tare mi-a plăcut. Cum credeți că se numește acest micuț? Biju, șușu, mumu, bobo? No! Tamerlan! O să-i vom? Cum credeți că se numește acest micuț? Nici vorba, doamnă! D'Artagnan! Și cireașa de pe tort? Sweetie! N-avem nicio vină, doamnelor și domnilor. Vă spuneam, câteodată se întâmplă asemenea greșeli încât rămâi marcat o viață întreagă. Asta este. So we have a group of children from 6 years old until 11 years old. And there was much laughter tonight, and there were also a few tears. This was a very special production. I would like to know, what were some of the special moments for you? Cum pot să spun nu pot să spun care a fost momentul meu special, dar mi-a plăcut absolut tot, actorii au jucat bine, am simțit și emoția, adică au jucat foarte bine. Here today, Animal Care Austria, to support the Red Panda organization in this wonderful project that we hope is just the first step today, but we can take many steps and take this project with the help of all of you, with the community, with the government, that we can
really improve the quality of life for everyone, people and animals. Da, când atunci garson de a fost abandonată în pădure și de stăpânul lui cel rău și la și la obligat să iasă din dubiță cu o cizmă. Da, deci i-a aplicat un tratament pe care nu ar trebui să-l facă. Nu ar trebui să-l avem niciodată față de animale, așa-i? Da. Voi aveți animăluțe acasă? Da. Un câine? Da, da. Și două pisici. Și două pisici. Se înțeleg bine? Mie puteți să-mi spuneți. Da. Da? Da? It's been very important for the adults to be here tonight, and we've had a lot of support, and I would like to pass the microphone to a very helpful and important person here this evening. Numele meu este Ioana Crihană. Eu reprezint Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Mă simt onorată să fiu în această seară aici și să văd că acest proiect capătă contur. Practic a fost pentru mine personal o experiență extraordinară să văd așa o îmbrățișare a artelor în acest lăcaș minunat care este Biblioteca Pedagogică Națională. Am avut ocazia să întâlnesc un public minunat, o echipă de artiști profesioniști care m-au impresionat și am asistat împreună cu acești copilași la o piesă de teatru care a ridicat multe întrebări, dar a rezolvat multe dileme pe care fiecare dintre noi le-am avut la un moment dat. I know how important it is to receive the emotions and to learn the lessons that come from the heart. And that's why we are here today. Today, let us begin to learn how we can help our four-legged friends make a better life for all of us and learn to take responsibility for the animals who need us. Thank you.